lucrările ședinței noastre din luna mai. Primul punct din această ședință vom avea aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară, după care domnul președinte de ședință va prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc și vă urez succes în discuțiile pe care le vom avea. Deci, sunteți de acord cu procesul verbal al ședinței de luna aprilie? Vă mulțumesc mult de tot. Acum, domnule președinte, vă rog frumos ca să dați citire. Asta, deci, luați-o așa, prin ceva cu... Da. Aici are unde să dispun? Așa, ordine de zi. Ordine de zi. Proiect de hotărâre. Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea propriilor utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Inițiator, primarul comun. 2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achiziții directe pentru anul 2018. Inițiator, primarul comun. 3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidență fiscală debitelor ce reprezintă amenzi ale persoanelor fizice decedate. Inițiator, primarul comun. 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea de sume pănești unităților de cult religios din Comuna Pădărie, județul Bacău, pentru 2018. Inițiator, primarul comunii. 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Pădărie, în sfârșit prin hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 15.02.1999, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, primarul comunii. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investiției pentru achiziție bun de scavator pentru primărea Comunei Pădărești, județul Bacău, în sumă de 414.955,8 lei, din care valoare eligibilă 339.954,3 lei și valoare neeligibilă 75.001,85 lei, conform contractului de finanțare din 27.02.2018, încheiat de AFIR, inițiator primarul comunii. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul reabilitare și modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Pădărești, județul Bacău, în valoare de 417.009,32 lei, din care valoare eligibilă 401.982 de lei și valoarea neeligibilă 15.027,32 lei conform contractului de finanțare numărul 2028 din 7.03.2018 încheiat de MEDERAP, inițiator primarul comunei. Proiect de 8. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiții pentru anul 2018, inițiator primarul comunei. 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018, inițiator primarul comunei. Și următorul punct, diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă, vă mulțumesc pentru detaliu. O să trecem acum cu un al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Vreți să prezentați ceva în plus? Adică la ședința, la ședințele de comisie am explicat cu ce vine acest regulament, în plus adică regulamentul care a fost stabilit. Dacă domnul dumneavoastră ca să la nivel de asociație de dezvoltare intercomunitară de salubrizare, s-a aprobat la nivel de județ, toate cele 93 de UAT-uri, noi trebuie să aprobăm fiecare ședințele noastre de Consiliul Local să aprobăm, știți, prețurile le aprobăm în fiecare an, este un contract de delegare și sigur că... Da, și regulamentul intră în vigoare începând cu luna următoare, respectiv cu 1 iunie 2018. Dacă nu aveți întrebări sau alte probleme de ridicat, supuneți spre aprobare, proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc! Punctul 2 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018.
Se aprobă completarea listei privind achizițiile directe pentru anul 2018, după cum urmează. La capitolul 1 se completează cu următoarele puncte. Punctul 70, benzină pentru motocositoare, 71, ulei amestec pentru motocositoare, punctul 72, fir plastic pentru motocositoare 200 metri liniar, o bucată bobină de plastic pentru autocad, o bucată disc cu vitia, o bucată filtru de aer, o bucată filtru de benzină, o bujie, două tuburi de vaselină, o bucată plastic, amorsare, carburator pentru motocoasă, punctul 70, o pereche de ochelari de protecție pentru motocoasă, punctul 74, bucată cască de ochelari, punctul 75, vopsea albastră de exterior, punctul 76, 10 pensule, 2 pensule la 10 cm, punctul 77, etichete sociale, reprezentând simulente educaționale pentru 27 de copii, punctul 78, registru notă de recepție și constatare diferenței, punctul 79, parol de identificare proiect, reabilitarea și modernizarea sistemului de inclina public în comuna Mulcărești, județul Bacău, având ca dimensiuni minime 60-90, respectiv 2 punctul 80, produse de dezinfecție, punctul 81, mături de plastic și mături industriale precum și roată la roabă, și 4 bucăți de răpeți. La capitolul 2 se completează cu următoarele servicii. Servicii de dezăpezire drumuri comunale și sătești, servicii de întocmire documentației și relevei pentru cămilul cultural din satul nou, în vederea expertizării tehnice pentru consolidare și modernizare sau execuție construcție nouă, servicii pentru elaborarea documentației de implementare a controlului intern menegerial, iar la capitolul 3 se completează cu următoarele lucrări. Lucrări de balastare și întreținere drumuri comunale și sătești, lucrări de reabilitare și igienizare fântână sat, Pagna, Scadamina, Sadoveanu, și lucrări de reparații la împrejmuirea stației de pompare a apei din sat Cărubotii și a bazinului de apă din sat Târgărești. Dacă sunteți de acord cu aceste completări la anexa privind achizițiile directe. Mulțumesc mult de tot! Punctul 3, proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a victimelor prezintă amenzi ale persoanelor fizice decedate. Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale a amenzilor prescrise provenite de la persoanele fizice decedate, în valoare totală de 2.655 lei, următoarelor persoane. Mălănucă Viorica, suma de 1.695 lei, Dorboș Daniel, 910 lei și Matei Gabriel Vecin, 50 de lei. Dacă sunteți de acord cu cele trei propuneri, și sigur să nu... Proiect de hotărâre 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea de sume bănești unităților de curelizion din Comuna Pântărești, județul Bacău, pentru anul 2018. Se propune repartizarea de fonduri bănești unităților de curelizion în sumă totală de 5.000 lei, necesare pentru construcții, reparații, pictură bisericească și finalizare de lucrări începute la lăcașul de depun, după cum urmează. Fiecare parohie din cele 5 sate este propusă suma de 10.000 lei. Dacă sunteți de acord cu propunerea făcută prin proiectul de hotărâre. Mulțumesc mult! Punctul 5, proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuie în domeniul public al comunei Târgărești, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 15 februarie 1999, cu modificările și completările ulterioare. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care alcătuie în domeniul public al comunei Târgărești, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 15 februarie 1999, după cum urmează. După poziția 85, se introduc două noi poziții respectiv. Poziția 86, teren intravilan pe care este amplasată stația de pompare apă, situată în sat Pârâu Botii, strada Coșer, numărul 120 bis, în suprafață de 172 metri pătrați, având următorii vecini, la nord strada Coșer, la sud Sârbu Florica, la est drum de acces și la vest Sârbu Florica. Poziția 87.
Clădire cămin cultural situat în sat Bahna, strada al Saloveanu numărul 23, în suprafață de 269 metri pătrați, cu fundație de beton, pereți de cărămidă, îngheritoare de tablă linda, categorii de importanță E, având următorii invencii la Nordul județean 116, la Sfântul Andreea Gheorghe, la Iez Budnarul Ștefan și Cazanul Daniel, la Vest Ingrea Gheorghe, anul construirii 2017, valoarea de inventar a acestui bun 516.863,06 lei. Dacă sunteți de acord cu aceste două completări propuse. Mulțumesc mult de tot! 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru achiziție bulldozer excavator pentru primăria comunei Pârtăre, județul Bacău, în sumă de 414.955,88 lei, din care valoarea eligibilă este 39.954,03 lei și valoarea neeligibilă 75.01,85 lei, conform contractului de finanțare încheiat cu AFIR la data de 27.02.2018. Se aprobă, deci, valoarea investiției pentru achiziție buldoi excavator pentru primăria comunei Pârgărești, în sumă totală de 414.955,88 lei, din care valoarea eligibilă este 339.954,03 lei și valoare neeligibilă 75.01,85 lei, conform contractului de finanțare. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Mulțumim. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție. Deci, aceste două proiecte sunt inițiale ca urmare a începerii procedurii de achiziție pentru cele două proiecte. Și în urmă semnării contractului de finanțare. Da. Deci, privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul de abilitare și modernizare sistem de iluminat public în Comuna Pârgărești, în valoare de 417.009,32 lei, în care valoarea eligibilă 401.932 lei și valoarea neeligibilă 15.027,32 lei, conform contractului de finanțare, încheiat cu medierea aprilie. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiții pentru anul 2018. Se modifică planul de investiții pentru anul 2018, după cum urmează. Se radiază la poziția 5. A punctului 1, respectiv achiziționare bulldozer excavator litera B a capitolului 84.02, suma prevăzută la această poziție va fi trecută la poziția 8 a aceluiași punct, modificând implicit punctul la valoarea de 407.000 lei. Deci, în anexa care a fost prevăzută anterior, se duce de la o poziție la cealaltă. Și clar că poziția 8, unde s-a dus această sumă, crește cu valoarea care a fost adăugată de la poziția 5. Și valorile 5 sunt așa din hotărârile respective. Da, este vorba efectiv despre cele două proiecte, suma lor totală trece dintr-o parte în cealaltă. Da. Dacă sunteți de acord cu această modificare a planului de investiții. Și ultima, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pentru anul 2018. Se diminuează venitul de bugetului local cu suma de 340.000 lei, astfel, de la capitolul 4.231, respectiv sume alocate din bugetul ATIER pentru susținerea proiectelor din PNRR 2014-2020, 340.000 lei,
Punctul 2. Se aprobă utilizarea sumei de 340.000 lei din excedentul anului 2017 pentru procurarea unui bulto-excavator în trimestrul 2 la capitolul 84.03.01 drumuri și poduri până la primirea sumei alocate din bugetul AHIR pentru susținerea proiectelor din PNRR 2014-2020 conform contractului de finanțare încheiat cu AHIR. Dacă sunteți de acord cu această rectificare a bugetului. Mulțumim frumos! Diverse. Dacă aveți de ridicat o problemă... Diverse, eu am o problemă la punctul 4. Da, punctul 4. Proiect de hotărâre de partizare a sume bănești unităților de pune liniu. Aș putea colegii noștri să gândească că noi avem o problemă cu biserica la Prăbăie și cu capela. Încă noi să facem capela aia acolo, ducem morții de la Prăbăie la Lisești. Nu-i corect. Nu avem bani, nu avem bani să mai... Dacă s-ar putea ceva, nu știu, care o sumă cât de cât, putem termina și noi. Păi atunci, de ce mai trebuie propunerea când a fost proiectul? Proiectul s-a aprobat acum. Da, bine. A, în suplimentar față de această sumă. Da, da, da. Construirea unei capele mortuale, doriți dumneavoastră. Da, suma pe care am repartizat-o acum, în legea care am avut-o cu preoții, sigur că și cu părintele de la Părăuboi, a zis că dorește finalizarea lucrărilor din interiorul bisericii. Într-adevăr, cetățenii au ridicat și problema că ar fi nevoie. Fiecare localitate, fiecare comunitate au venit propuneri din partea cetățenilor că ar fi bine să avem câte o casă mortuală. Deocamdată, asta este bugetul, am zis, suma pe care a fost prevăzută de la începutul anului, că atât a fost pe anul acesta 50.000 de lei, am zis să fie uniform repartizat, ca să nu fie discuții nici între preoți, nici între cetățeni, cu toate că, într-adevăr, unele localități sunt mai mari față de altele, dar am zis să fie, fiecare biserică trebuie să primească. O să încercăm să facem și case mortuale, dar necesită proiecte, avize, trebuie să ne încadrăm în niște norme. Deci, din sumă pe care o repartizăm, ar trebui să fie asta. Deci, se poate copii la un moment dat, toți preoții. Și eu cred că toți oamenii, în momentul ăsta, sunt de acord să dea bani pentru capele mortuare. Eu sunt sigur. Trebuie purta discuții cu preoți, poate să vină și în Consiliul Local, să spună pe alta, se strânge 50 de lei, 60 de lei, 100 de lei, fiecare familie, dă să facă capelă mortuară, fiecare sat. La Nicorești este. Da, Nicorești, noi am stabilit Nicorești. Noi dăm bani, nu trebuie de la Consiliul Local de nicăieri. Dar nu s-a bani, 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 nu s-a bani. Am înțeles, dar nu s-a bani, nu s-a înțeles. Nu este obligat ca primăria să dai bani pentru că... Primăria, cu un fond de bani. Sunt alte lucruri de bani. Să uite, trebuie să stau și să facem fiecare și să facem fiecare. Și ne-au urmă, dar nu ai și lăsat domnul Vicio, cu toată care a fost consilier anterior. Eu de 5 ani, 6 ani în barcură, cu casele mortoare. De 6 ani, de 10 ani, fiecare la buget, la anul, la anul, niciodată nu se la ține cont. Încă, fraților, 40 de grade, mă, ții mort în casă, îți dai seama ce e acolo, nu? Să-l cadă o posibilitate în casă. Dar până la mână, dar nu nu ia de nevoie. Ia de nevoie. Și dăm noi bani. Dar preoții trebuie să ai inițiative de genul ăsta, nu noi, oameni. Obligă, dar... Pentru că atunci când vreau să fac o bani, legea te obligă. Obligă să nu fii mort în casă. Obligatorul, deci asta este, da. Dar asta este problema pe care, de fapt, trebuie să o rezolve fiecare din care fiecare biserică. Nu depinde de colabora, bineînțeles. Au nevoie, dacă există, dar bineînțeles. Știți că și când s-a făcut cadastru, tot primăria a dat bănuții, și când s-a făcut toate. La pe la cimitire, peste tot. Păi, ce facem? Nu se implică deloc, dar noi nu am nimic cu preoții, dar trebuie să implice și ei. Nu ia preoții, dar...
Noi dăm bănuțe, dar implicați-vă, fraților, faceți ceva. Păi sunt oameni, 80, 90 de ani, au copii acasă, unde îl pui în ziua aia, a doua zi, până vin copii din... de la 5.000 de kilometri, unde îl pui? Bă, dar ești la și mor, duci mort la plus, băi, la tisești, am văzut, am văzut chiar 2-3 morți care i-a transportat, a duce din chise. Fiecare parohie are un comitet, nu? Da. Nu, nu, sau cum se cheamă? Da, da, au consilierii... Se poate revizia. Și noi am aprobat. Ne-a propus în biserica veche, o să fie până... Eu uitam, dacă nu, eu am văzut. Eu am văzut și eu. Păi tocmai, trebuie să vină inițiativa și din partea dumneavoastră, chiar a consilierilor locali. Cum ați ridicat dumneavoastră problema, domnul Dobăș, aici, chiar aș dori să mergeți să discutați cu părintele. Din ceea ce știm... Cu mine merge și discutăm. Pentru toată comună, cu toți preoții. Din ceea ce știm, știm că în fiecare an se fac unele lucrări în fiecare biserică și au și ei o strategie, o prioritate a lucrărilor. Categorii. Mă gândesc așa, acum, nu. Au de făcut în biserică și știți dumneavoastră și uite și domnul Trifan este și e acolo, mai ales în localitatea Părgănești să punem accent, pentru că în celelalte sate oamenii sunt mai uniți, aici nu știu de ce... Pentru că noi, sigur că i-am susținut cu sumele pe care am putut noi acorda și aproba dumneavoastră aici, da? Ei, în rest, cetățenii nu au contribuit. Mai au de dat și la pentru geamuri, mai au de dat și pentru alte investiții care s-au făcut la nivelul... Aici trebuie de discutat cu imobiliari. Aș dori din suflet să veniți într-o duminică la biserică, să oprim inoriașii, să discutăm, mergem în fiecare, mergem în fiecare localitate. Un comitet de oameni tineri, frumos, există comitetul. Nu există, Părgănești Topoș și nu mai este. Să facă comitet, să meargă numai banii, să strângă comitetul și să direcționeze banii. Frumos, regulamentar. Ai strâns de la domnul Dorbuș, Valentin, 50 de lei, ai pus acolo. De la Dani, 50 de lei, acolo îi pui. Îi ducem acolo cum trebuie. Da, da, trebuie să vrea și cetățeanul să dea. O să vrea, eu am să discuta cu toți cetățenii, toți vor. Păi dacă vor, de ce nu dăm? Mă vezi, dar vor, de ce nu dăm? Păi dar cum zice doamna? Mă bucur, domnul Dorbuș, aș dori să vă implicați. Chiar vreau, fac de... Chiar nu e o ședință, am spus. Chiar nu e o ședință, am spus. Dar îi dorești, nu se pune problema așa. Uite, s-a aprobat. Și vă mai spun o chestie. Nu, 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 dar păi să decidem, dar vă mai spun o chestie. Când se fac investiții la nivel de biserică, trebuie anunțat. Fraților, astăzi schimbăm ușa, mâine geamul, poi mâine parduseamă. Nu te întrezi și una cu băi, dar hai deja de la schimbat geamul. Nu. Probabil dacă se strânge banii, nu trebuie să ieși. Nu știu dacă dumneavoastră mergeți la biserică, dar să discută în biserică. A ridicat problema. Cum? Ce nu? Cum nu? Că uite, se schimbă geamul. Am înțeles, doamne, eu știu că geamul este vorba de 4 ani. Geamul, uși, și ce s-a mai făcut? Și sunt sigur, sunt multe lucruri. Eu sunt sigur că i-am dat bănuții, doamne, n-ar mai să mă urmă. Păi asta. Și eu sunt căsătorit la ortodox și m-a cununat la biserică, ca să știți. Eu plătesc datoriile. Dar sunteți consilier local și e bine. E bine că ați ridicat problema. Dar nu numai să ridicați problema, să vă și implicați. Păi ne implicăm acum. Avem nevoie de oameni care să se implice. Păi, dar ce este? Este primărie. Este consilier local, de unde primăria Părgănești. Nu consilier local, fără îndără. Facem o știință cu alea care s-a... Aici nu treaba primărie cu comitetul bisericesc. Ce treaba? Nu avem creștenilor. Băi, Emil, înțelegi, la Părgănești nu mai este comitet. A fost înainte. Nu înțeleg, dar primăria ce poate să facă? Să meargă primăria, să meargă pe program. Nu face comitet. Nu comitet, băi, Emil, nu înțelegi. Uite, la noi așa, la noi este comitet bisericesc care consiliul bisericesc. Nu înțeleg, Emil, greșe. Dar n-am venit la primărie ca să organizăm. Deci nu înțeleg. Ați avut chiar duminica trecută. Da, 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 da. Da. Nu înțeleg că trebuie. Nu, eu n-am venit că dacă preoția e inițiativă de gen, atunci se formează un comitet. Da, e foarte ok. Dar ei să ia. Eu la muncă, eu ia inițiativă. Preoții la biserică, ei trebuie să ia, nu? Păi nu să ne voi, dar să vă organizați, să faceți un comitet. Și știu, și cazul la părul Bodi. Oamenii se chinuie. E ok, foarte. În cazul ăsta suntem și noi la fel. Și doamna cum trebuie să din părul Bodi. Trebuie să țină cont, să le spună nouă la... la ședințe. Băi, frate, hai să facem un buget pentru părul Bodi cu 10.000 de lei mai mult ca să terminăm cu pictorile alea, nu? Noi nu știm, noi uităm, nu spunem, da?
Merită, că spune mai merită. Nu zice domnul Georgie, așa e cazul să și la urmă, asta e simțirea mea, că avem nevoie de bani mai mult. Nu, 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 biserica e mare, sunt oameni. Și nu trebuia lucrat. Bă, dar tu ești consilier în Bărgărești, tu să vorbești la Bărgărești. Băi, fraților. Bine, bine, dar da, satul nu o să adimbată, nu poate să vreți să implice în biserica. Nu poți să dai buget mai mare lui și eu să nu dau loc. Dar, ea mea, ce o să zic eu preotul? Băi, dar tu ești așa. Vorba de probleme aici. Dar nu, dar preotul poate să înțeleagă dacă sunt preot. Băi, dar și băi, fraților, hai să vă și biserica. Băi, fraților, probleme, mă. Tu crezi că n-au? Dar toată lumea are probleme. Dar și noi dăm și anul ăsta pentru reabilitarea parohiei, casei parohiei, am dat câte 300 de lei. Nu s-au cumplit. Nu s-au cumplit. Nu s-au cumplit. Dar domnule, nu înțeleg. Și noi cu niște bani și noi. Ce mai bine să faceți comisie? Nu pot. Nu pot. Bine, nu mai comitet, poate să rămâși și printre care s-a discutat, cred că și despre cimitir, că am avut o discuție cu părintele de la satul nou despre cimitir, în, Doamne iartă-mă, nu știu, depinde de Dumnezeu cât ia de pe lumea asta, că acolo nu mai aveți spațiu mare, chiar a fost și sâmbătă și luni acolo, este un spațiu mic, a mai rămas și e nevoie de un cimitir. De exemplu, și la satul nou. Nu o să mai avem unde să ne ducem morții. Echipuiți-vă pentru a autoriza un cimitir. Din nou, trebuie să facem multe documente, proiecte. Ziceți, deci cu cimitirul. Dar banii tot de la oameni trebuie să strămiți. Da, sigur. Pe categoric. Da, deci, tot trebuie cumpăr, zicem, un hectar. Ce sumă e? Împărțit la poate și trebuie dat bani. Așa. Eu astăzi, după slujbă, după Sfânta slujbă, eu sunt la parohie, ca să știți. Eu la biserică nu știe lumea unde mă duc. Poate mă duc aici, poate mă duc la altă parte. Nu trebuie să mă duc neapărat aici. Pe mine nu mă povedește aici nimeni. Deci dacă vă spun încă o dată, nu mă trezesc la nimeni. Nu trebuie să vă supărați. Eu nu mă supărați. Dar nu trebuie să mă duc la biserică. Nu mă duc la biserică. Ceva personal. Nu e niciun credul să mă ajut. Discutăm în arsală. Problemele bisericii trebuie să le discutăm. Dar asta nu e problema bisericii. Asta nu e problema bisericii ca pe la mortal. Problema comunei, nu a bisericii. Biserica are alte probleme. Bine, dacă ziceți. Asta nu e problema bisericii. Dar sunt niște chestii care sunt trebuie făcute astea. E un problemă pe care nu o poate rezolva primăria. Păi da. Păi nu pare cum. Și nu rezolvă primăria și nu rezolvă noi oameni. Nu e de mea mea 10 ani de ce se face. Deci unde le se face la mortală. Oamenii trebuie să ne implice. Noi, dacă nu se pune o bază, să fie cineva cu inițiativă. Domnul Dorloș va fi cu inițiativă și sigur că cetățenii se vor implica. Sunt sigur. Deci trebuie să fie un organizator, nu? Am avut. Bine, da. Bun, așteptăm ca ședința următoare să le dați un răspuns. Nu, puteți să-i dați iar la ședința următoare toți preoții. Dar dacă preoții cu ce poate să ce poate să ajută? Dacă nu mi-a dat bani, s-a ajutat. Dar în primăria, dacă n-ai vrut să dea bani, ce poate să ajută? Poate să dea la prima dată și din poate să la tine în poartă să vadă. Bine, ți-a fost care cu bocheie. Nu avem, domnule, prietene. Nu avem, face tot. Dar trebuie făcut. Uite, la noi este. O fost, dar e desfințat comitetul. A fost la mușina cu biserică. Trebuie înființat. Dar era vremuri lângă la barul cu biserică. Și la școală. Da. Da, e ok. Așa. Mai că s-au probleme? Nu întrebați-vă să vă răspund. Eu cu public. Pe pentru Graș. Joia am avut întrunită comisia pentru recepția lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelei pe pentru Rareș. Sigur că documentația n-a fost complet prezentată de către constructor, așa că inspectorul de stat în construcții n-a semnat procesul verbal, urmând ca constructorul să-și completeze cartea tehnică. Săptămâna viitoare sper ca să fie rezolvată problema, după care, în baza procesului verbal de recepție, noi predăm investiția către Delgas Grid și după aceea Delgas Grid intră în... Odată nu pot să vă dau, vedeți? De 2 ani de zile de 2 ani de zile am demarat această lucrare. După 2 ani de zile, da, luna iunie vă pot spune. Azi am mai avut persoane de pe Petru Rareș, cei care vor să racordeze la rețea. La fel am zis, sperăm că în luna iunie
până la sfârșitul lunii iunie, să vă puteți frașa la energie electrică. Atât vă să vă spun. Eu m-aș face procesul verbal, copii de procesul verbal. Depinde de acel proces verbal de recepție al țării, ca să putem să credem spre distribuție. Bine, se pare că e acolo, e tot acum, dar nu se dă până la urmă. Dar aveți iluminat public, aveți, vă sunt așa. Da, partea de la urmă, vă sunt așa. S-o așteptați. Să așteptați 10 ani de zile, încă o lună vă rog să așteptați. Încă o lună vă rog să așteptați. Dacă nu mai aveți alte probleme de ridicat, vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă, după amiază frumoasă și... Să sperăm că luna viitoare vom avea la fel o ședință fructuoasă în care voi face un raport cu realizările pe 2 ani. Și sigur că vă pregătiți cu alte propuneri pentru